Deși acest proiect de infrastructură atât de important pentru comunitatea locală din Cugir, dar și pentru agenții economici din oraș, a avut susținerea fostului ministru Dan Șova, constat cu mâhnire că actualii guvernanți tratează cu dispreț această solicitare legitimă. Nu este singura constatare de acest gen pe care o fac. Mai mult, din lista de priorități pentru anul 2015 lipsesc fondurile alocate pentru lucrările la șoseaua Transalpina, un alt obiectiv de infrastructură pentru care a girat chiar ministrul în funcție Ioan Rus, a declarat deputatul liberal Dan Coriolan Simedru. Apelul făcut de deputatul liberal în Parlament s-a îndreptat în special către toți parlamentarii de Alba, indiferent de culoarea lor politică, care să susțină amendamentul pentru orașul Cugir, pentru că în joc se află destinul unei comunități locale din județul Alba. Șansa la dezvoltarea orașului Cugir depinde de realizarea acestui proiect de infrastructură. Agenții economici din oraș, cât și întreprinderile din industria de apărare, au solicitat în nenumărate rânduri identificarea unei soluții pentru a avea asigurată legătura facilă cu rețeaua rutieră națională și europeană de transport. Până în prezent, însă, aceste apeluri nu au avut niciun ecou pozitiv.